Ești curios să știi ce te așteaptă în anul 2025 din punct de vedere astral? Ce este scris în stele pentru tine? Ce trebuie să știi despre potențialele perioade mai dificile care te pot restricționa, bloca sau provoca în ceea ce îți dorești tu să faci? Care sunt perioadele benefice care te pot susține în proiectele tale sau care îți dau avânt? Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Ristea și alături de prietena și colega mea astrolog Alina Gâfu v-am pregătit horoscopul anului 2025 pentru fiecare zodie în parte. Bună, Alina! Bună, Lumi, și bine v-am regăsit! Această filmare vine în completarea filmării despre horoscopul anului 2025, adică previziunile generale pe care vă invităm să o vizionați înainte de a accesa pentru fiecare zodie în parte. Pentru fiecare zodie vom prezenta previziunile generale din punct de vedere astrologic. Vorbim, atenție, de astrologia vestică europeană și care includ, la modul general, atenționări și momente benefice, așa cum v-a spus Alina. Și să nu uitați că pentru acest horoscop este făcut pentru fiecare zodie în parte, este întocmit luând în considerare ascendentul, dar dacă nu vă cunoașteți ascendentul, vă puteți uita și la zodia unde aveți soarele, adică unde v-ați născut, și luna. Acest horoscop pentru fiecare zodie în parte nu reprezintă interpretări personalizate, customizate pentru fiecare din voi în parte. Pentru anul 2025, dacă doriți să aflați mai multe despre voi, puteți accesa o consultație astrologică individuală sau puteți veni la atelierul nostru online Eu și anul 2025 din ziua de 14 decembrie între orele 19:30-22:30. Aveți linkul evenimentului și detalii în comentarii. Vă așteptăm cu drag să vă setați conștient noul an 2025. Zodia Capricorn. Uși deschise către noi provocări și orizonturi. Aventura continuă. Și în 2025 veți avea oscilații și provocări în sensul între comunicare versus aroganță, călătorii scurte sau călătorii lungi, învățare sau restructurarea gândirii, contează cum priviți aceste lucruri. Vor mai fi provocări despre casă, familie, situații locative. Dragi Capricorni, veți construi cu răbdare și determinare, culegând roadele eforturilor voastre din anii trecuți. Fundație durabilă. Anul 2025 este un an al construcției și al stabilității pentru voi. Și avem și un mesaj oracol pentru voi, dragi Capricorn. Mesajul este portalul gâtului, chakra gâtului. Și cuvintele cheie pentru Capricorn este spuneți adevărul, curaj și suprimare. Normal că voi, Capricorn, trebuie să aveți curaj în anul acesta, deoarece Marte... Așa se începe anul 2025 prin retrogradarea lui Marte în Leu și Rac. Leul înseamnă curaj și inițiativă și Racul înseamnă casa șaptea pentru voi. Deci probabil trebuie să spuneți adevărul și să aveți curajul în relații. Să spuneți lucrurilor pe nume. Așa este. Anul 2025 este un an de vibrație nouă. Ești pregătit să închizi un ciclu și să-ți schimbi destinul? Află mai multe informații despre influența acestui an pentru zodia ta, fiind alături de noi. Și hai să vedem acest an 2025 pentru voi, dragi Capricorni. Cum începe? Începe cu reevaluare a situațiilor, cu o regândire, fiindcă Marte este retrograd. Este retrograd în Leu între 1 și 6 ianuarie și va retrograda ulterior în Rac între 6 ianuarie și 24 februarie. În special această retrogradare pentru Capricorn este foarte importantă, fiindcă va influența în mod special relațiile, relaționarea, parteneriatele. Este o reevaluare a relațiilor, o regândire a lor. Multe teme probabil că vor ieși la suprafață, mai ales că Marte în Rac este mai dificil în zona aceasta emoțională. O mai ia și personal, reacționează
emoțional, deci s-ar putea ca să fiți puși la încercare în această perioadă în care Marte retrogradează în zodiac. Și poate veți fi puși la încercare și pe zona intimă, dragi Capricorn, cu retrogradarea lui Marte în Leu. Casa 8-a vorbește și de intimitate și de finanțe, poate provocați în relațiile în cuplu posibile provocări financiare în relația de cuplu, de exemplu, pot apărea în această perioadă, pe care trebuie să le reevaluați, să le puneți pe tapet, să le reechilibrați. Din 29 ianuarie se schimbă axa de destin și axa de destin va fi nodul nord în Pești, nodul sud în Fecioară, pe axa comunicării pentru voi, dragi capricorni. Această axă de destin va rămâne aici până în data de 18 august 2026, un an și jumătate să integrați această energie a comunicării. Nu degeaba am avut și această carte, Oracol, cu acest portal al gâtului, al comunicării. Da, știm că este și o axă a cunoașterii, și o axă a învățării, și o axă a studiilor, și o axă a călătoriilor, deci în această zonă, un an și jumătate de acum încolo aveți de lucrat. Este un eveniment care are loc în data de 23 februarie, o conjuncție, conjuncția între nodul nord în Pești și Neptun în Pești, care are loc în casa a treia. Și așa cum spunea și cartea Oracol, spune adevărul. Da? Este un moment în care s-ar putea să se downloadeze o serie de informații, s-ar putea să aveți acest wow, să se aprindă beculețul și să înțelegeți, poate, temele pe care le aveți de integrat pentru următoarea perioadă până în data de 18 august 2026. Sau, de exemplu, puteți semna un contract așa, divin, magic, în preajma acestei date. Sau poate, uite, un prieten, cineva foarte apropiat, frate, soră, vă aduce o veste minunată, magică, nu știu, vă spune ceva care vă ajută în demersul vostru. De mai departe, sau o colaborare împreună cu un prieten, poate să aducă, să apară o minune în acea colaborare. Mai poate și fi și acest lucru. Fiți pe recepție și bucurați-vă de magia acestei zile. În luna martie începe să retrogradeze Venus, va fi acompaniată ulterior și de Mercur. Venus retrogradează în zodia Berbec între 2 martie și 27 martie, iar Mercur retrogradează și el tot în zodia Berbec între 15 martie și 29 martie, unde în domeniul legat de familie, casă, relații de familie, iar ulterior Venus va retrograda în zodia Pești, în casa a treia, în casa comunicării, în casa socializării, între 27 martie, 13 aprilie și Mercur o va acompania tot retrogradare în Pești între 29 martie și 7 aprilie. O retrogradare importantă, mai ales că vorbim de relații, comunicare în familie, alături de persoanele care sunt cele mai dragi sufletului nostru, nu? Da, pot fi și probleme apărute în casă, probleme, provocări apărute în casă cu membrii familiei, despre o casă, Da. lucruri locative, Poate afaceri despre o imobiliare. moștenire, da, poate despre o moștenire, poate despre un partaj, o împărțire a unor bunuri în familie. O schimbare de casă mai poate să vină aici sau o relocare, o regândire. Fiind vorba de casele 3 și 4, se pare că este vorba de o regândire a planului locativ sau a relaționării cu cei din familie sau un cadru familiei. Că este despre casă, că este despre relaționarea în sine. Poate să fie vorba despre niște acte legate de o Acte, da. casă. La asta mă gândeam, acte legate de casă, poate niște încurcături în acte. Uite, spre exemplu, dacă vor să achiziționeze o casă sau un bun imobil, un teren, documentele ajung la notar și notarul constată că nu este cadastru făcut, nu este certificatul energetic, nu sunt o serie de
lucruri și atunci vânzarea, cumpărarea nu se poate face. E posibile încurcături, dar avem și o veste bună. În data de 29 martie avem o eclipsă parțială de soare în Berbec, care pune punctul pe ei, așa în stilul Berbecului. Această eclipsă este ultima eclipsă pe axa Berbec-Balanță. Este, o privim ca pe o ultimă șansă și este aici, în casa a patra, deci poate să dea startul unui nou început. Deci după ce au loc și aceste reevaluări sau în cursul acestor reevaluări, regândiri, se dă tonul unui nou început. Acest început este un început karmic, un început nenegociabil și dacă nu vreți să faceți nimic, da, puteți să nu faceți nimic, dar următoarea șansă va fi disponibilă peste 18,6 ani. Ținând cont că la această eclipsă Venus este încă retrogradă, se pare că e posibil să aibă legătură tot cu ceva din trecut de rezolvat. Bine, în acea zi, 29-a, nu? Ea este cumva retrogradă staționară, că se pregătește să intre în mișcare directă, dacă nu mă înșel. Da. Da, 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 dar atunci acea zi cu eclipsa este decât acel impuls inițial. Startul. Da. Startul, exact, exact. Și probabil că după ce vor ieși atât Venus, cât și Mercur din retrogradare, Se vor clarifica lucrurile, exact. Despre mai această casă, acte, contracte, da, sau poate un mod de gândire și relaționare cu membrii familiei. Se continuă, cumva eclipsa pune capacul retrogradărilor mercuriene și a lui Venus dintre aceste zone și arii de viață, nu? Exact, da, da, da. Sau undeva tranșează niște lucruri și vă îndreaptă, dacă cumva nu erați foarte deciși, foarte hotărâți încotro să o apucați, eclipsa vă poate arăta calea. Și mai avem două retrogradări mercuriene. Mercur va retrograda în Leu între 18 iulie și 11 august în domeniul legat de finanțe, investiții financiare, tot ce ține de intimitate și ezoterism. Și va mai retrograda și din Săgetător în Scorpion. Între 9 noiembrie, 19 noiembrie va retrograda în Săgetător și între 19 noiembrie și 29 noiembrie în Scorpion. Această retrogradare vine așa cu foarte multe conștientizări și cu înțelegerea lucrurilor poate la un nivel mult mai subtil. Da, mai ales că Săgetătorul este în casa a 12-a, deci prin cunoaștere putem integra energia aceasta a secretelor, a retragerii, a altor vieți, să spunem că pot veni, nu știu, anumite descărcări karmice din altă viață. Pot să apară blocaje legate de străinătate, de călătorii lungi. Călătorii lungi, acte, documente, dacă sunteți în străinătate, locuiți, aveți probleme, puteți să aveți probleme în obținerea vizei, obținerea pașaportului, a permisului de muncă. Asta este, trebuie să mai așteptați, lăsați timpul să treacă, lăsați să iasă și planetele Mercur din retrogradare, fiindcă nu puteți să forțați nota, fiindcă chiar dacă o forțați, nu veți obține niciun fel de rezultat. Această retrogradare normal că aduce întârzieri, ceea ce au legătură cu planurile lor de viitor acolo și acolo ceva se blochează. Poate și-au făcut anumite proiecții, planuri, poate de vacanțe, de exemplu, și ceva se blochează. Da, nu forțați, lăsați lucrurile, lăsați-l pe Mercur să-și facă perioada de retrogradare, dar dacă l-aveți în mers direct, în mers retrograd în astrograma natală, poate fi și un moment de împlinire. Exact, de realizare, de vă rezolvați problemele. Călătorii lungi. Da. Puteți, spre exemplu, să căpătați cetățenia, da? Dacă ați accesat acest lucru, sau să primiți un permis de muncă, sau să primiți o viză. Deci, și normal, acest lucru vă influențează viitorul, cum ar veni. Se schimbă ceva în viitorul dumneavoastră. Se schimbă ceva. Anul 2025 începe cu
reevaluări și în domeniul legat de serviciu, fiindcă Jupiter în Gemeni retrogradează aici, dar va intra în mișcare directă după 4 februarie. Deci lucrurile încep să se rezolve, la fel aveți nevoie de răbdare după 4 februarie până pe 10 iunie, când Jupiter va fi în mișcare directă. După 10 iunie începe dansul, fiindcă Jupiter pentru un an de zile va tranzita zodia Rac în domeniul relațional și va și retrograda între 11 noiembrie 2025 și 11 martie 2026, să te ții atunci. Ei, eu zic, capricornii, să vă țineți și acum cu Jupiter în casa 6-a. Vă place munca, noi știm, dar dacă vă găsești așa într-o muncă profundă, vă aduce și mai multă muncă la pachet Jupiter în casa 6-a. Da. Iar în casa 7-a, când va intra în Drac, Pluto a fost pe aici, a structurat, a făcut ceva. Jupiter poate să aducă o expansiune împreună cu partenerul de viață sau prin parteneriatele pe care le are Capricornul. Da, nu este un tranzit rău, dar în același timp este un tranzit destul de provocator. Este, da, probabil. Fiindcă e vorba de multe emoții, dar dacă vorbim de energia Racului, Jupiter fiind în Rac, vorbim de multe, această expansiune a emoțiilor. Suntem într-o relație și totul se rezumă la foarte multe emoții, la această oscilație a emoțiilor, de la emoții foarte mari la o înghețare a emoțiilor. Atenție cum vă gestionați aceste emoții în relația de cuplu. Atât Saturn cât și Neptun practic vor ajunge să tranziteze casa a patra. Din nou se pune accent pe viața de familie, pe inițiative, poate schimbări în tot ceea ce ține de domeniu, spațiu locativ. Saturn va intra în berbec în 25 mai 2025 și va și retrograda aici în berbec între 13 iulie și 1 septembrie, iar Neptun va intra în berbec în 30 martie și va retrograda și el între 5 iulie și 22 octombrie. Aș spune o atenționare în aceste două arii de viață ale Capricornului între modul de cum gândesc, cum relaționează, cum comunică cu cei apropiați sau în general și casă, familie, membrii familiei, situație locativă. Se pare că aici este o trecere, un final și un început. Vor fi primele semne ale lui Saturn când va intra în casa a patru. Da, și va face conjuncția minunată cu Neptun la gradul 0, deci un nou început, un nou restart în viața de familie. Nu? Vă puteți căsători, de exemplu. Asta mai poate să fie, de exemplu, un nou restart aduce o nouă. Și acum veți spune, cum să spun, vă veți proiecta prima oară, vă veți gândi la acest lucru. Da, e. Și e o provocare, normal, că poate dacă ați fost singuri o perioadă îndelungată de timp, e o mare provocare să fiți din nou în doi. Am dat așa un exemplu ca să înțeleagă fiecare ce ar însemna o asemenea provocare. Un alt tranzit important este tranzitul lui Uranus, care va tranzita și el două zodii, zodia Taur și zodia Gemeni. Până în 7 iulie Uranus va tranzita zodia Taur, va și retrograda în Taur până în 30 ianuarie. Iar din data de 7 iulie, Uranus va intra în zodia Gemeni și va pune reflectorul pentru voi, dragi Capricorn, pe casa muncii. Da? Este ceea ce vă place vouă, dar nu știu dacă o să vă placă energia uraniană, Uranus în Gemeni, poate să aducă foarte multe schimbări în viața de zi cu zi, în atmosfera de la serviciu, în documentele pe care trebuie să le faceți, în sarcinile pe care le aveți, tot ce ține de zona aceasta de muncă, de rutină zilnică, de stil de viață, s-ar putea să devină puțin mai haotic cu acest Uranus, da? Fiindcă nu știm cum vin toate aceste schimbări, surprize ne pot lua prin surprindere, vă pot lua prin surprindere și trebuie să vă adaptați.
Sau poate, de exemplu, capricornii să-și găsească un job, un profil altfel, în acord cu schimbările uraniene, în acord cu noile tool-uri de soft. Poate unde lucrează se vor schimba tot ce Da. înseamnă structurile, automatizări, lucruri din astea altfel. Implementarea unor noi softuri, Exact. unor noi programe și vor trebui să facă față, vor trebui să învețe tutoriale, să înțeleagă filozofia programului și vor fi puși la încercare. Lilith va străbate trei zodii în anul 2025. Până în 27 martie, Lilith va tranzita zodia Balanță și vă va mai provoca. E vorba de acest careu pe care îl face cu energia Capricornului, vă va provoca în domeniul legat de carieră, vizibilitate publică. Aici pot să apară o serie de invidii, discuții, comentarii așa pe la spate, pe la colț. Știi cum e, cu cât urci mai sus, cu atât și gurile rele sunt mai dispuse să facă comentarii, să te judece. Și Sau poate să atragă o nouă relansare socioprofesională până la ieșirea lui Lili din casa a 10-a. Un exact. potențial ridicat aici, o provocare pentru Capricorn, într-adevăr. Așa Și este. tranzitul lui Lilith în Scorpion poate să aducă în vibrația de jos, nu știu, trădări în grupul de prieteni, o schimbări, Minciuni. Minciuni, oameni care plimbă manipulare. vorba dintr-o parte în alta, de la un grup la altul, de la un prieten la altul. Da. Manipulare, da? Și în partea pozitivă, noi planuri de viitor, altfel. Puternice, fiind scorpionul aici, altceva decât poate ce ați făcut până acum, nu știu, o completare, după relansarea în carieră sau relansarea socioprofesională, normal că merge tranzitul înainte. Un alt potențial de viitor, altceva. Așa este. Și probabil că veți judeca lucrurile altfel, le veți înțelege altfel odată cu intrarea lui Lilith în Săgetător, după data de 20 decembrie, dar vom vorbi despre acest tranzit în anul 2026. Chiron va continua să tranziteze zodia Berbec. Notați perioada de retrogradare între 30 iulie și 2 ianuarie 2026, continuă procesul de vindecare unde în familie, da? În familie legat de relațiile de familie, care poate relații vechi sau relații care știi că sunt persoane în familie care nu se împacă fratele cu fratele sau sora cu sora. Deci Acolo sunt sunt relații. probleme Da, foarte. sunt probleme la nivel transgenerațional. Da? E, acest Chiron poate să vină cu un pansament, poate să vină cu un altfel de înțelegere și cu vindecare, așa, treptat, treptat, fiindcă va mai rămâne aici, în Berbec. Și avem și două conjuncții ale lui Venus. Venus în conjuncție cu Jupiter, în Rac, în data de 12 august, în casa parteneriatelor, da? Și mai avem și conjuncția lui Venus retrograd în conjuncție cu Soarele în Berbec în data de 22 martie. Aș spune că ambele sunt provocatoare pentru Capricorn, dar fiind lucruri benefice, pot să aducă și lucruri benefice, atât în parteneriat, nu știu, o mare realizare împreună cu partenerul de cuplu, dăm așa un exemplu, fiind cei doi benefici și conjuncția în casa 4 în Berbec, fiind Venus retrogradă, poate încă să aducă o. Aș merge tot pe partea asta de vindecare a emoționalului, de. Chit că este berbecul acolo, este casa 4, este casa casei, a sufletului, ține de locativ, de confortul emoțional sau o reluare a unor
discuții într-un mod mai armonios în sânul familiei, un nou început. Contează și cum relaționezi în cadrul familiei, adică să nu descărcăm cum este berbec cu agresivitate. Contează să mergem așa pe armonie. Acum, cât poate fiecare, că sunt momente când chiar n-ai cum toții să apasă butoanele. Chiar așa este, dar e bine de înfrânat această dizarmonie familială. Acesta a fost horoscopul pentru zodia voastră, dragi berbeci. Aveți la dispoziție și filmarea cu horoscopul general pentru anul 2025. Aveți tot ce vă trebuie. În stilul vostru puteți puneți mâna pe creion, pe hârtie, pe pix și începeți să vă pregătiți deja planul de bătaie, strategia pentru anul 2025. De ce? Pentru ca să aveți un an 2025 magic. Așa să fie.